Bărbatul de 48 de ani era detașat în comuna Slobozia Conachi, unde participa împreună cu alți colegi la săparea unui șanț de canalizare. Din spusele martorilor, la un moment dat, pământul a cedat și s-a prăbușit peste muncitor, care nu a mai apucat să iasă la timp. Colegii bărbatului au încercat să-l scoată din șanț, dar nu au avut succes, așa că au cerut ajutorul unui echipaj ISU. Echipajul de terapie intensivă SMUR a fost solicitat și a intervenit pentru salvarea unui bărbat prins sub un mal de pământ. Persoana aflată în stop cardiorespirator a fost resuscitată cu succes și transportată la spitalul clinic de urgență Galați. Cazul a fost preluat și de inspectorii de muncă, iar în acest moment se verifică dacă muncitorii aveau echipament de protecție și dacă malul a fost asigurat înainte de a începe lucrările.